Contează câți bani dăm pe un parfum? Este relevant pentru un parfum dacă este cel mai scump sau foarte scump? Sunt întrebări care cred că apar în mintea tuturor celor care își cumpără un parfum și care, na, sunt atrași de tot felul de detalii ce țin de partea asta de lux, de preț, dar sunt și detalii care intervin atunci când ne gândim la chilipiruri și când încercăm să găsim pentru un preț ceva mai mic niște parfumuri totuși considerate foarte prețioase. Ei, eu astăzi o să vă spun care sunt trei dintre cele mai scumpe parfumuri din colecția mea. Le-am evaluat eu așa ca fiind cam cele mai scumpe, deși aș avea parfumuri care costă și ar putea fi evaluate la peste valoarea lor, însă am luat așa gen trei parfumuri reprezentative care vin așa din trei zone care își cer banii pe drept, pentru că așa sunt multe produse foarte scumpe pe piață, dar asta nu înseamnă că toate își merită banii, din punctul meu de vedere, și nu, numai. Ținând cont că nu traversăm o perioadă foarte roză, să spuneți, taman acum și-a găsit tătucu să ne povestească despre cele mai scumpe parfumuri când suntem în pandemie, suntem în criză economică și mai departe. Ei, o să fiți surprinși, însă de-a lungul istoriei omenirii, cele mai scumpe articole de lux au fost scoase fix în perioade când omenirea a ajuns așa, la o limită. De ce? Pentru că atunci s-a jucat cum ar veni totul pe o carte, adică ori dăm o chestie într-adevăr de impresionăm pe toată lumea și wow, ori nu, ori nu facem nimic, adică nu putem lucra cu jumătăți de măsură. Așa că dacă vorbim despre primul parfum extrem de scump, vorbim de Joy al lui Jean Patou, care a fost lansat imediat după crahul din America, în urma căruia o grămadă de oameni foarte bogați au ajuns să fie mai cu conturile goale, ca să spunem așa. Și când el a realizat că clientela lui nu prea va mai putea veni să-și comande rochii și toalete atât de des, pentru că nu mai aveau pentru ce, dar că își doreau să păstreze gustul luxului și ideea de lux în tot ceea ce însemna obiceiurile de consum ale femeilor de pe vremea aia. Și atunci a scos el acel parfum Joy de la Jean Patou, care era făcut din absolut de iasomie, absolut de jasmin, de cea mai bună calitate, care, nu știu, însemna nu știu câte mii de flori, esența mii de flori cuprinsă într-o sticluță, și a trimis aceste sticluțe clientelor sale fidele, care bineînțeles că i-au făcut o reclamă mai valoroasă decât oricare altă reclamă. El a fost pur și simplu fascinat de parfum și parfumul a circulat singur. Sau hai să ne gândim la cozile de la buticul Chanel, cozi formate de soldații americani care erau pur și simplu fascinați de acest parfum și indiferent cât de greu le era să adune acei bani din solda lor ca să ducă ceva femeilor acasă, nu ar fi părăsit Parisul fără o celebră sticluță de Chanel numero 5. Chanel numero 5 împlinește curând 100 de ani, ceea ce ne dă un semn. Istoria are nevoie de încă un parfum iconic, un parfum care să zdrobească istoria și care să se ridice ca un standard al luxului în parfumerie. Din păcate, în ultima vreme, parfumeria merge așa într-o linie oarecum ca o corabie pe un ocean foarte agitat. Sunt foarte multe trenduri, sunt foarte mulți parfumieri, sunt foarte mulți producători de parfumuri, sunt foarte multe surse și resurse. Este mult mai ușor astăzi să devii parfumier sau să lansezi un parfum pe piață. De asemenea, producătorii de replici au cunoscut o explozie foarte mare, mainstream-ul la rândul lui a explodat, parfumurile ies efectiv pe bandă. Dacă stăm să ne gândim, din epoca lui Opium de la Yves Saint Laurent, lansat în 1977, când o lansare de parfum era un adevărat eveniment cultural pentru societate, astăzi, efectiv, în fiecare săptămână mai auzim de lansarea unui parfum nou de la o anumită casă, fie de nișă, fie mainstream, fie indie, fie artizanal, fie de orice altceva. Chiar zilele trecute am avut așa o chestie și am zis hai să caut să văd ce noutăți mai sunt pe Fragrantica. Pur și simplu pe Fragrantica sunt noutăți în fiecare zi, iar dacă te uiți în celălalt peisaj
adică intri efectiv în online și încerci să găsești ce noutăți sunt în parfumerie, este pur și simplu o nebunie. Bun, hai să revin la cele trei parfumuri. Și am ales trei parfumuri și care vin din zone complet diferite, aș spune. Toate trei sunt de nișă, pentru că, ca să ne lămurim o dată pentru întotdeauna, ce înseamnă parfumerie mainstream, ce înseamnă parfumerie de nișă. Parfumeria mainstream este parfumeria care este dedicată tuturor, marelui public, care este făcută în așa fel încât să placă unui grup cât mai mare. Este acea parfumerie pe care voi o găsiți în Sephora, Douglas, nu știu ce, parfumurile acelea drăguțe pe care le găsiți la raft, în format de 30, 50, 100 de mililitri, mai roz, mai aurii, mai nu știu cum, cu sticluțe destul de drăguțe și care să vă îmbie să le încercați și care sunt destul de purtabile și, adică toate sunt purtabile și se adresează marele public. Apoi parfumeria de nișă este o parfumerie care este gândită pentru, să zicem, cunoscători, le connaisseur, apropo, așa se spune corect, pentru că aud acest cuvânt stâlcit în diverse feluri, vine de la verbul connaître din franceză, care înseamnă a cunoaște și este connaisseur, nu altcumva. Așa, pentru cunoscători, dar totodată pentru nebuni, pentru pasionați, care nu vor neapărat o parfumerie clișeu. Este adevărat că și în parfumeria de nișă s-au rupt niște domenii. Există o parfumerie de nișă ceva mai cunoscută care merge umăr la umăr cu parfumeria de mainstream și ajunge să dea niște piese publicului care sunt destul de plăcute de o mare masă, da? Sunt branduri care fac și mainstream și nișă. De obicei cam acestea au o nișă destul de abordabilă pentru oricine. Apoi este nișa nișă care face doar nișă, nu face altceva, adică face doar parfumul de nișă, care nu urmează un trend anume și care merge pe o anumită filozofie de brand. Și apoi este acea parfumerie de nișă legată foarte mult de personalitatea parfumierului, care este, poate fi de natură mai experimentală, mai tradițională, mai artizanală, ne ducem spre zona indie și tot așa. Da? Deci parfumeria de nișă la rândul ei se împarte și ea în foarte multe lucruri și parfumeria de nișă are o zonă extrem de scumpă, extrem de exclusivă, adică sunt branduri de nișă pe care voi nu le găsiți, le cumpărați oricum, trebuie să mergeți la casele de parfumieri sau la creatorii respectivi și puteți cere personalizarea parfumurilor, inclusiv Casa Guerlain face. Am înțeles că pentru o sumă undeva pornind de la 15.000 de euro, Casa Guerlain îți poate crea un parfum adaptat la cerințele tale. Mai sunt și alte case de parfumuri care fac acest lucru. Nu știu dacă Guerlain mai are acest serviciu, dar știu că acum câțiva ani îl avea și servea la un moment dat, era o legendă că anumite parfumuri dragă erau duse către anumiți și aici din Dubai direct cu avionul personal, adică Guerlain asigura inclusiv transportul pentru aceste parfumuri. Acum, da, sunt multe legende în zona asta, cum de altfel există tot așa, uite, în lumea aceasta arabă, o nișă foarte specială care apropo nu are nicio legătură că parfumurile astea arabești în sticluțe sclipicioase și puficioase pe care le găsiți voi prin mall-uri, nu au nicio legătură și care la fel sunt create într-un regim extrem de închis, sunt create doar la cerere, sunt din rezerve personale de ud, de uleiuri foarte prețioase și care nu sunt pentru marele public în sub nicio formă, adică sunt pentru oameni cu un anumit nivel și financiar, dar și de educație și care știu să le poarte. Bun, cele trei parfumuri despre care vreau să vorbesc astăzi sunt Cœur des Anges de la Atelier des Ors, Noir de Noir de la Tom Ford și Amber Chocolat de la The Lab. Fiecare din aceste trei branduri este un brand de nișă și fiecare se încadrează într-o zonă ceva mai separată. Dacă Noir de Noir de la Tom Ford nu v-a făcut să spuneți a, ce e asta, pentru că toată lumea a auzit de Tom Ford, toată lumea a auzit de parfumul Noir pe care îl găsiți și în varianta de mainstream, adică îl găsiți destul de accesibil în parfumeriile gen Sephora, Douglas și așa mai departe, pe când Noir de Noir și pe acesta de altfel îl găsiți pe rafturile anumitor parfumerii din cele menționate de mai sus sau la Obsentum sau da, la Obsentum și nu știu dacă și Boutique mai are Tom Ford. În fine, Noir de Noir intră în seria Private Blend lansată de Tom Ford. Tom Ford fiind un personaj extrem de magnetic, o personalitate din lumea modei care
a impresionat începând de la stil, de la rigurozitate, dar și de la creativitate. Iar Tom Ford este într-adevăr genul de interlocutor pe care orice ziarist din domeniul de beauty și-l dorește să-l aibă într-un interviu sau un articol, pentru că este și genul de persoană care are ce să spună și care, să recunoaștem, arată și foarte bine. Da, colecția Private Blend a lui Tom Ford a fost gândită așa ca un fel de laborator, ca un fel de zonă specială unde toate parfumurile adună experiențele lui legate de călătorii și de experiențele lui personale. Să nu uităm că el este un american dintr-un ținut arid, dintr-un ținut deșertic, așa. Lui i-a plăcut foarte mult acea aromă de piele, pentru că gândiți-vă, na, vorbim de da, de Statele Unite, zona de sud, de cowboy, de mirosul de piele, de vită și așa mai departe. Și a mixat chestia asta foarte mult în mirosul de piele, este prezent în foarte multe dintre parfumurile lui. Noir de Noir, pe care l-am aici și cu care o să și încep prezentarea, este unul din acele parfumuri la care nu poți să rămâi indiferent. De îndată ce ai mirosit Noir de Noir, da, el vine așa într-o cutie, dar el ca sticluță arată așa. Bun. Și arată așa. Da, eu ce am aici este cu sticluța de 50 de mililitri. În schimb, vă puteți achiziționa și în format mai mare, inclusiv în sticla foarte mare de decantor, cum se spune, acea sticlă uriașă. Da, vine și în cutie așa. Hârtia se simte ca și cum ar fi o piele, de fapt. Și mi-am notat eu aici niște lucruri despre Noir de Noir, pentru că am venit așa cu niște notițe. Nu am chiar atât de multe lucruri pe care să pot să le rețin. El este un parfum lansat în 2007 și este creat de, bineînțeles, sub coordonarea lui Tom Ford. Parfumul a fost creat de doi maestri în tot ceea ce înseamnă parfumerie occidentală și parfumerie contemporană. E vorba despre Jacques Cavalier și Harry Frémaux. Jacques Cavalier este cunoscut și pentru foarte multe colaborări cu Alberto Morillas, sau Morillas, nu știu cum s-ar spune corect. Da, uite, îmi cer scuze. Ambii parfumieri, în acest caz, sunt oameni premiați, sunt oameni cu experiență uriașă, sunt oameni care au creat pentru foarte multe case de parfumuri și sunt oameni care au fost recompensați pentru valoarea pe care au reprezentat-o și o reprezintă în continuare pe piață. Jacques Cavalier este în echipa lui Vuitton în momentul de față. Iar Harry Frémaux este membru al firmei Firmenich, cunoscută ca o companie care furnizează concepte de parfumuri și chiar ingrediente pentru marile case care doresc să lanseze parfumuri pe piață. Ce are special acest parfum? Noir de Noir spune foarte bine numele. E un parfum, în primul rând, întunecat, e un parfum voluptos, un parfum. Am așa un mic disclaimer, vă rog frumos să nu mă întrebați de persistența acestor parfumuri, pentru că este o jignire pe care am aduce-o acestor parfumuri. În primul rând, aceste parfumuri îți fac o atât de mare plăcere să le aplici, încât a vorbi despre persistența lor este ca și cum am vorbit dacă aerul de munte e plăcut sau nu, nu știu cum să spun, sau dacă apa limpede de izvor este destul de limpede sau. Da, bineînțeles că sunt toate foarte persistente ca să calmăm acum toate spiritele. Nota de prima notă pe care o să o resimțiți nu are nu prea are citrice. Nexam. Este șofranul, urmează apoi trandafir negru, trufă și sunt niște arome florale. Există un mix floral despre care tot ce pot să vă spun este că eu simt pe acolo o tuberoză, dar dacă e să mă întrebați pe mine, eu simt și o notă de sâmbure de caisă. Dacă știți cum e sâmburele de caisă acela amar și ceea ce e în interiorul sâmburului, în
deci sâmburile sunt burelui de caliță. Iar ca bază este patchouli, vanila, bănuiesc că este vanilină, nu cred că este vanilie chiar naturală, ud, agar udul și oak moss, adică mușchiul acela de stejar. Sau lichenul de stejar. Nu, cred că oak moss este... bine, oak moss este denumirea aceasta standard pe care o găsiți în descriere. Și este, așa cum v-a spus, un parfum lansat în 2007. Este printre probabil cele mai iubite parfumuri din colecția Private Blend al lui Tom Ford și este genul de parfum care s-ar potrivi și bărbaților și femeilor. Acum, dacă e să mă întrebați mine, deși Tom Ford îl prezintă ca pe un amestec de yin și yang, o chestie de genul ăsta, mie mi se pare că da, are o conotație destul de feminină pe care o aduc aceste note mai dulci, de șofran, de trufe, de te duce mai spre acea zonă de un gurmand feminin. Mie, de exemplu, mi se pare că are și o notă de ciocolată. Acum, fiind un parfum atât de complex și numai echipa care a făcut acest parfum și e deja prea mult, adică când îl ai pe Jacques Cavalier și pe Harry Fremont în aceeași echipă, nu poate să iasă decât un parfum pe care poți povestești despre el o zi întreagă, să stai să-l miroși, să mai simți ceva, să-ți separă altceva. Dar este în alături de Tobacco Vanille și Ombre Leather, este genul de parfum emblematic pentru tot ceea ce înseamnă Tom Ford și pentru acea nișă mai modernă, să spun, mai pentru omul modern, îndrăzneț, tupeist chiar, este genul de parfum pe care nu-l poartă niciun caz o persoană timidă. Adică chiar ești timid, n-ai să faci parfumul ăsta, adică nici ți-e rușine să dai cu el, ca să spun așa. Da, și este într-adevăr un parfum care în retail-ul clasic, sticluța de 50 de mililitri costă 1000 de lei. Îl mai puteți cumpăra de prin grupuri, puteți să mai profitați de reducerile care mai sunt uneori la Douglas sau la Sephora, mai puteți să-l cumpărați și de pe acele magazine de tip discounter, dar tot pe acolo se învârte. Adică nu o să-l găsiți sub 800-900 de lei decât să aveți așa bafta norocosului la 50 de mililitri. Pentru că este un parfum foarte prețios. De asemenea, nu încercați să vă jucați și să luați fake-uri sau contrafăcute după acest parfum, pentru că o să fie doar o pierdere de timp și de energie. Pentru că, din păcate, normal, la parfumurile acestea foarte iubite și foarte prețioase se fac din ce în ce mai multe fake-uri și na, diverse variante. Am auzit acum că, vai de mine, că ar fi parfumuri arăbești care sunt replică după Noir de Noir. Cât că este o pierdere de vreme să facă cineva o replică după Noir de Noir, cum consider că ar fi o mare pierdere de vreme să facă cineva o replică după Amber Chocolate. Nu ai cum să faci o replică după așa ceva și chiar dacă o faci, faci degeaba. Ia jucăriile și du-te acasă. Acesta este un parfum tulburător. Tulburător din toate punctele de vedere. Și o să încep de la început, să zic așa. În primul rând că este un parfum extrem de recent lansat. Nu mai țin minte, Mario, dacă l-ai lansat, cred că anul trecut, în 2020, a fost lansat. Acesta este mixul de bază, ambroxan și ciocolată. Este un parfum care redă foarte, foarte bine spiritul exotic al parfumeriei din America de Sud. Mario Galindo, creatorul acestui parfum și cu care am avut și am plăcerea să ne mai conversăm pe Instagram sau pe Facebook, unde ne găsim în funcție de fusele orare, în funcție de fusul orar. Este un columbian, locuiește chiar în Cali, care este capitala salsei. Iar spiritul acesta de o vivacitate care cred că pe noi ca europene depășește puțin și nu reușim să-l cuprindem, este foarte bine redat de acest parfum. Adică mi se pare o esență și o chintesență a tot ce înseamnă vivacitate și nebunie a exotismului din acea lume în care nu am avut ocazia încă să ajung, dar din care tot așa
am gustat de aici și de acolo, din muzica, de salsa, din lucrurile pe care le-am văzut. Chiar am urmărit la un moment dat niște, de asta cum se cheamă, niște documentare despre orașul Cali, despre picturile care sunt pe străzi, un fel de statui din arta urbană nouă, pisici și tot felul de lucruri foarte interesante. Adică o lume exotică și foarte instinctuală, foarte nebună, am putea spune. Adică un european poate, dacă s-ar duce acolo, ar fi așa gen, what's this? Ok, ce aș putea să vă spun despre acest parfum? Aș vrea să citesc chiar din ce mi-a mărturisit Mario. Și anume, el s-a inspirat foarte mult din partea de spa. E, și aici o să spuneți, ce treabă are spa-ul cu America de Sud? Ei, uite că are. Și Mario îmi spunea că el a lucrat, Mario a făcut și face în continuare, și produse pentru industria hotelieră, industria hotelieră de lux, care, dacă nu știți, vă spun acum, în industria hotelieră de lux, partea de arome este foarte importantă. Am avut ocazia la un moment dat să vorbesc cu o companie internațională care se ocupa de tot ce înseamnă ambiental în locațiile de lux, începând de la, atenție, cum miros covoarele din holul unui hotel până la sunetul muzicii din toaletele acelui hotel, la mirosul din cameră, la mirosul din baie. Și acolo, pe lângă, ok, curățenia care era impecabilă în tot ce înseamnă locații de 4-5 stele, vorbim, se adăugau aceste lucruri, ca aceste accesorii care să îmbie, care să dea atmosfera și să completeze foarte bine acel loc. Și de asta chiar mi-aduc aminte că am avut la un moment dat ocazia de a sta într-un adevărat hotel de 5 stele din Spania, unde erau lucrurile acestea, și în fiecare zi, de exemplu, angajații de la hotel umpleau tot felul de urne cu tot felul de bucăți din portocale, din combinații de fructe. Și știu că la un moment dat nu mai putut abține și am întrebat, domnule, ce miroase aici, că murim. Și oamenii mi-au spus, păi uite, zice, noi avem o filozofie a hotelului. Erau ei legați de simbolistica portocalei, portocalei roșii, nu știu ce, și mi-au făcut ei acolo o descriere la tot ce aveau. Și adevărul că tot un hotel mirosea a portocale, dar a portocale într-un mare fel. Începând din momentul când intrai, covoarele, holurile, absolut tot, și inclusiv în băile din camere, erau urne mari cu sare de baie impregnată cu portocale și cu coș de portocale. Era o nebunie. Bun. Ei, Mario vorbește despre această experiență, dar la nivelul de ulei de ciocolată, care am zis că este foarte folosit în spa-urile din America de Sud, cel puțin din zona unde trăiește el. Și a spus că întotdeauna i-a plăcut foarte mult această senzație de eliberare de endorfine. Experiența s-a potrivit foarte bine cu o călătorie a lui în Bahamas, acum câțiva ani, căutând ambergris. Ambergris, dacă nu știți, dar sigur știți că altfel n-ați pe acest canal, că nu sunt eu mare deșteaptă, dar pentru cine s-a nimerit așa mai nou, ambergris este, cred că, primul sau al doilea cel mai scump ingredient la nivel mondial pentru parfumuri. Este acea secreție din stomacul cașaloților, care la un moment dat plutește pe mare mult timp și la un moment dat cineva o găsește, norocosul la o găsește și o vinde. Chiar recent văzusem o chestie pe YouTube că cineva din Irlanda sau nu știu de pe unde a găsit o dita mai bucată de ambergris, pe care a vândut-o, nu știu, cu vreo 300-400 de mii de euro. Deci, efectiv, pe românește, vomă de cașalot care s-a salinizat și care este sursă pentru o substanță extraordinar de scumpă. Toate marile case de parfum din lume, inclusiv Guerlain, au rezerve, și rezerve cu asigurare și păstrate în trezor, adică păstrate ca niște comori cu acest ambergris. Însă nu se ia ambergriu și flioșcă îl punem, ambergriu trebuie prelucrat. Și ce îmi povestea aici Mario este că îi ia un an ca acel ambroxid să macereze exact la nivelul pe care el îl dorea. De asemenea, costurile sunt foarte mari, așa că s-a hotărât să folosească ambroxan. Iar ambroxanul este substanța de sinteză care dă mirosul de ambergris.
Vai, substanță de sinteză. Păi asta este maestria unui parfumier, să poată să scoată și în laborator în acel miros. Bineînțeles că tot așa nu se lucrează simplu, adică nu, iei un pic de ambroxan, iei un pic de ciocolată, le amestecă și ai făcut parfum, ce repede ar fi, v-am face toți chestia asta. A lucrat acel blend o perioadă, a adăugat și tabac pentru a reduce dulceața ciocolatei și a adăugat benjui ca o substanță de fixare. Toată, cum se cheamă, mixtura, bineînțeles, Mario are un secret la toată chestia asta care i-a dat mirosul pe care îl are acum. Parfumul a fost lansat acum 6-7 luni și a dus la mirosul pe care îl are acum. Să nu uit și de faptul că Mario folosește un alcool făcut de el, pe care îl distilează, nu mai știu dacă din trestie de zahăr sau din, nu știu, oricum, o plantă pe care o are pe acolo. Oare planta din care se face și tequila? Nu mai rețin. În fine, adică nu folosește orice fel de alcool și asta este foarte bine de știut. De chestia asta cu alcoolul știu și de la cei de la Guerlain, din ce am mai auzit discuții și despre ingrediente. Știu și de la diversi alți parfumieri de nișă care vorbeau de această piață a alcoolului, special pentru parfumuri, care nu este o piață ușoară. Și inclusiv doamna Viorica Opriș de la Vioris Parfumerii din România îmi spune același lucru, că este foarte, acest alcool care se folosește în parfumerie nu este orice fel de alcool. Adică nu se pune orice fel de alcool în, pur și simplu, alcool. Trebuie să aibă o anumită puritate, trebuie să aibă o anumită origine, trebuie să aibă un anumit proces de distilare care să fie pregătit să susțină aromele care sunt acolo. Și așa se ajunge la această minunăție. Această minunăție, cum o puteți obține? Până ne-o aduce Flavius de la Niche Scent, sper să ne-o aducă, o puteți cumpăra direct din Columbia. Prețul este de $200, la care se adaugă $50 taxa de transport din Columbia și până la ușița voastră în România. Mie nu mi-a venit să cred, mi-a ajuns în 8 zile, oameni buni, din Columbia până la mine, la ușă. Nu mi-a venit să cred, mi-a adus-o FedEx-ul la ușă și mă uitam și zic, what? Zice, da, aveți un coleg din Columbia. Și am rămas ceva, adică așa a ajuns? Da, așa a ajuns. Și, deci, per total, $250, un parfum care o să vă incite acesta. Este, aș putea să spun, aproape intoxicant. Deci aveți grijă, dacă sunteți mai sensibili sau dacă sunteți în faze cum am eu. Eu am multe perioade când rinita mea se pare că aș avea o rinită alergică, se dă peste cap, nu este indicat să mă dau cu foarte mult parfum, dar acum, de exemplu, sunt topită. Dar cu acesta nu este nevoie decât să vă dați, pentru că uitați aici cât de puțin am consumat. Bine, i-am făcut și cuiva un mic decant ca să se lămurească cum este. Nu ai nevoie decât ce un puf, jumătate de puf. Și persistența aici chiar este, persistența aici este dublată și de o transformare. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că Mario trimite, el le ambalează, el le pregătește, însă culeți tot la fel pregătiți de el. Parfumul se impregnează și în acest miros de piele și asta vă poate da o idee dacă vă plac hainele de piele, dacă vă plac accesoriile de piele, de exemplu, dacă aveți o poșetă, dați pe ea, fetelor, și o să fiți tot timpul niște ciocolățici mirositoare. Bun. Da. Ei, și o să închei această tură. Nu am ales decât 3 pentru acest clip, dar o să mai facem, dacă o să vă placă, o să mai facem. Am ales un parfum, o bijuterie de parfum din absolut toate punctele de vedere, Atelier des Ors, Cœur des Anges. Da? Este un parfum pe care în România îl găsiți doar la Obscentum și acesta e în jur, cred că, de 900 de lei, această sticlă. Sticla este dintr-o sticlă foarte grea și, da, ceea ce vedeți în interior sunt fulgi de aur. Aur. Mi-a confirmat, am vorbit cu cel care deține această casă și nu am notasem aici și detalii despre acest parfum. Ce am eu, este un parfum floral. Notele de top sunt blood orange, adică
portocală roșie. Așa, pară, black currant, middle, osmanthus, semințe de morcov. Așa, flori de portocal, iar baza este miere, ambră și cedru. Și bineînțeles, asta ce vreau să vă spun. Și la parfumul acesta, precum și la celelalte două, să nu vă așteptați ca notele acestea pe care le primiți în descrierea oficială să fie doar acelea. Nu, nu, nu. Sunt mult mai multe și mult mai complexe. Colecția de parfumuri din care face parte Cœur des Anges se numește White Collection. Sticla este perfectă. Pur și simplu este perfect. O mânghi și este pur și simplu perfectă. Este rotundă din toate punctele de vedere. N-are nicio muchie. N-are nimic decât aici un pic la fund. Capacul este greu și capacul la rândul lui are aici simbolul companiei. Da? Totul este de o frumusețe pur și simplu năucitoare. Și vorbeam cu... Uite, doamne, ce ciudăm este că am uitat numele. Eu am avut și interviu cu el, îl vedeți și pe YouTube, îl vedeți și pe Insta. Clermont, este numele de familie, dar e... Jean-Philippe. Îmi spunea că din când în când, când pulverizez, mai iese și câte o mică particulă de aur pe care o poți vedea pe piele și e așa un sentiment foarte... Oh. Creatoarea care face parfumuri este Marie Salamagne, cu care Casa Atelier de Zor, am înțeles că are un contract cam pentru toate parfumurile, ce este foarte important de știut despre Atelier de Zor. Jean-Philippe Clermont are o educație, în primul rând, care îi permite să fie creator de așa ceva. El provine într-o familie unde a avut acces la bunicii lui, parcă aveau, se ocupau de comerțul de porțelan și art de la tablă. Arta, cum se spune în română, art de la tablă? Arta mise-en-place, nu găsesc în română, adică arta veselei, veselei, dar nu orice fel de veselă. El de mic a înțeles ce înseamnă un porțelan de calitate. De asemenea, Jean-Philippe a lucrat o lungă perioadă în industria tabacului de lux. Da. El, la rândul lui, este fumător de trabuc și nu fumează orice fel de trabuc. Cunoaște foarte bine piața, cunoaște sursele, cunoaște calitatea. A fost un om care întotdeauna a mers în această zonă de recunoaștere a calității și de nișă. De la început s-a poziționat așa, așa a rămas. Și atunci, nu te uimește nimic, începând de la sticlă, de la cutie. Să vă arăt și de cutie. Deci tot așa vine într-o cutie elegantă cu... Da? Cu încă o cutie și încă o chestie peste, da? Așa. Așa se prezintă la raft, iar sticla este de o calitate, v-am spus, ireproșabilă. Este atât de bine lucrată încât e o minune, pur și simplu. O plăcere. Este un obiect de artă. Adică și asta îmi spunea și el, că cei care au terminat deja sticlele de parfum Atelier de Zor păstrează efectiv sticlele pentru că sunt de o calitate extraordinar de bună. Este un floral dulce, plăcut, ca un nectar. Fără să vreau, m-a dus foarte mult acum, recent. M-a dus cu gândul la parfumul acesta de la Guerlain, Mon Précieux Nectar, sau la varianta la Petit Robe Noir, Mon Nectar, parcă, și acum și Aqua Allegoria are o variantă nouă de apă de toaletă, apă de colonie, care conține ceva cu nectar. Așa. Deci avem o linie pe care, bine, de ei au deschis-o de mai de mult. Plăcerea aceasta, tot ce înseamnă auriu, a solar, a miere, lucrurile acestea
foarte luminoase, strălucitoare și care intră în noblețea aurului. Asta înseamnă atelier de zor, asta înseamnă cœur de zange, iar cœur de zange înseamnă cor de îngeri. Așa, ca să terminăm. Deci avem aici, să zic așa, o combinație de lucruri. Dacă pot să le iau pe toate mână fără să le scap pe jos, nu, dar dacă le-ar scăpa pe jos, odată că ar mirosi această cameră probabil o săptămână, dacă ce o săptămână, cred că tot cartierul în care locuiesc ar mirosi un mix din aceste parfumuri. Ia să vedem. Toate sunt parcă ingrediente ale unei lumi foarte așa desfătătoare și seducătoare, și anume avem ambră și ciocolată, avem corul îngerilor, avem noir de noir, dar tot ce e mai bun pe lumea asta negru, adică trufe, șofran, yummy, sunt lucruri extrem de seducătoare, extrem de frumoase. Toate cele trei parfumuri sunt cu adevărat obiecte de artă din toate punctele de vedere, creație, sticlă, concept, istorie din spate, tot ce vreți voi. Iar ceea ce vreau să transmit eu prin chestia asta nu e acum vai, dați faliment și dați 1000 de lei pe o sticlă de parfum și vai ce fericiți o să fiți. Nu, în niciun caz. Ideea este că dacă sunteți iubitori de parfumuri și simțiți că aveți acea dorință de a purta ceva deosebit, decât să vă cumpărați, nu știu, tot felul de lucruri lucrușoare și așa, mai bine, nu știu, vă strângeți un pic de curea vreo jumătate de an și investiți într-o asemenea piesă de calibrul acesta. Și am ajuns la concluzia aceasta, na, dar bine, la mine a fost o pasiune de care a depășit 10 ani de ce 10 ani, 15 ca popa, și atunci, na, nu am avut de la început ideile astea, nu a avut cine să mă inspire, nu a avut cine să mă învețe. Dar acum realizez că dacă acum 20 de ani, dacă mi-ar fi spus cineva despre chestia asta cu parfumurile, că merită mai bine să aștepți și să nu umbli așa ca o musculiță de aia zănatică și să investești în piese de calitate, aș fi făcut chestia asta, dar nu am știut. Am senzația doar că trebuie să încerc aromenă și aia, așa, așa, așa. Nu. Astăzi, dacă ar fi să-mi dau mie sfaturi, mie cea de acum 20 de ani, aș spune, fetiță, cumpără doar 3 parfumuri pe an, dar să fie wow, știi? Și uite, astea ar fi fost, de exemplu, cele 3 parfumuri pe care mi le-aș fi luat, să zicem, într-un an. Dacă v-a plăcut ideea acestui clip cu a vă prezenta cele mai scumpe parfumuri din colecția mea, bineînțeles că aștept pe aici încurajări, comentarii, sugestii, critici, bineînțeles, care sunt întotdeauna binevenite. Și, na, ne vedem la următorul clip.